Începem să citim de la versetul 13 și concludem în versetul 16. Pagina în Biblie pentru cei care folosim traducerea Cornilescu 1190. Cuvântul Domnului spune așa: este vreunul printre voi în suferință să se roage? Este vreunul cu inimă bună să cânte cântări de laudă? Este vreunul printre voi bolnav să cheme pe prezbiterii bisericii și să se roage pentru el după ce îl vor unge cu un de lemn în numele Domnului? Rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav și Domnul va însănătoși. Și dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Amin. Dacă toți suntem în picioare și dacă suntem la un moment în care începem să vorbim despre ungerea cu un de lemn, am citit în textul acesta despre numele Domnului. Să-l ungem cu un de lemn în numele Domnului. Eu vreau să încep de la început să fac lucrul ăsta și să pun numele Domnului peste voi. Cu credință că Cel care are toată puterea în cer și pe pământ este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, în a cărui nume noi avem iertare, în a cărui nume avem vindecare, în a cărui nume avem mântuire. Slăviți să fie numele Domnului! Putem să-L glorificăm cu toți pe Iisus Hristos? Lăudat să fie numele Domnului! Acum haideți să ne așezăm pe scaune, doar un cuvânt scurt, salutări sfinte din partea fraților, din contextul cărora slujesc. Am fost chemat în această zi la dumneavoastră, fratele Ionatan, când m-a chemat aici la dumneavoastră, mi-a spus să vin, pentru că în prima slujbă este ungere cu un de lemn. Și am venit special să vorbim despre ungere cu un de lemn. Și când m-am pregătit, așa să spun, m-am pregătit acasă pentru lucrarea aceasta, mi-a venit în minte faptul că în biserică sunt mai multe acte de cult. Sunt acte de cult pe care noi le facem în momentul în care noi venim aici în biserică. Acte de cult pe care le-a poruncit Iisus Hristos. Trei a poruncit Iisus. Cine știe care sunt cele trei care le-a poruncit Iisus? Mergeți în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură și apoi botezați-i. Primul act de cult poruncit de Domnul Iisus Hristos este botezul. Al doilea este cina Domnului. Să faceți lucrul acesta, a spus Domnul Iisus, spre pomenirea mea. Și al treilea act de cult pe care l-a poruncit Iisus este spălarea picioarelor. Dacă eu, Domnul și învățătorul vostru, v-am spălat picioarele, a spus Domnul Iisus, și voi sunteți datori să faceți cum am făcut eu, Ioan capitolul 13, spune cuvântul Domnului asta. Dar mai sunt acte de cult pe care biserica primară le-a făcut, în care îl regăsim pe Domnul Iisus Hristos. La căsătorie îl găsim pe Domnul Iisus. Prima minune a făcut-o în Cana din Galileea, la o căsătorie. Apoi, binecuvântările de copii. Spune că Domnul Iisus a chemat copiii la și la el, pe unii i-a luat în brațe, peste alții și-a pus mâinile și i-a binecuvântat. Ungerile cu un de lemn. I-a trimis pe ucenici să facă ungere. Intrați în case și unde veți găsi bolnavi, să-i ungeți cu un de lemn și apoi să-i vindecați. Și mai este serviciile care noi le avem de înmormântări, care sunt tot acte de cult pe care Biblia ne învață să le facem. Eu vreau astăzi să mă opresc asupra lucrării ungerii cu un de lemn. Ungerea cu un de lemn este o lucrare specială. Este o lucrare care, ca să o înțelegem profund, o să intrăm puțin într-un cuvânt de învățătură și apoi o să intrăm în partea practică. Ca să înțelegem profund lucrarea asta de ungere cu un de lemn, noi trebuie să mergem la originile ungerii cu un de lemn. Pentru că ungerea cu un de lemn a fost practicată de Domnul Iisus Hristos într-un context evreiesc. Nu a fost practicată într-un context în care oamenii nu aveau de-a face cu ungerea cu un de lemn. A fost practicată într-un context în care evreii știau ce înseamnă ungere cu un de lemn. I-au început într-o formă foarte interesantă. La început nu a fost un act. A fost, dacă vreți, un mod de a se pecetlui un contract. Iacov spune cuvântul Domnului în Geneza, capitolul 28, că după ce a văzut scara cerului acolo la luz, s-a sculat de dimineață,
a luat sticluța cu un de lemn, a turnat-o peste piatră și a pus numele locului aceluia Betel. Mai înainte spune că se chema Luz. Nu era un act în sine, un act de cult, era un contract, pentru că Iacov a crescut într-un context al oamenilor de afaceri. El știa că trebuia să facă anumite lucruri, să-și pecetluiască cuvântul dat. Și o formă prin care se pecetluia cuvântul dat, se turna un de lemn pe piatră sau pe anumite obiecte care rămâneau mărturie la cuvântul care l-a dat. Știți că Iacov acolo a făcut contract cu Dumnezeu, a spus, dacă îmi vei da și mă vei binecuvânta, eu îți voi da a 10-a parte. Cam în felul ăsta au pornit ungerea. Nu era ceva rectificat. Încă nu s-a vorbit despre ungere cu un de lemn. Abia în Exodul vorbim despre ungere cu un de lemn. Hai să ne ducem și într-o altă parte. Un tratat diplomatic. Citim un verset. Osea, capitolul 12, versetul 1. Cuvântul Domnului așa spune. Lui Efraim îi place vântul și aleargă după vântul de răsărit. Zilnic mărește minciuna și înșelătoria, face legământ cu Asiria și duce un de lemn în Egipt. Vă rog frumos să lăsați puțin versetul acesta. Efraim a fost una dintre semințiile lui Israel care de frica invaziei asiriene au făcut contracte sau a făcut contracte și a făcut tratate de pace atât cu asirienii cât și cu Egiptul. Și aici Osia îl punctează printr-un glas profetic. Probabil nu înțelege multe dintre cuvintele profetice care sunt foarte profunde când profeții Vechiului Testament vorbesc despre asta și spune lui Efraim îi place vântul de răsărit. Răsăritul era Asiria. Adică ar fi vrut să facă tratat cu Asiria. Zilnic mărește minciuna și înșelătoria, adică trădează pe frații lui pe evrei și duce un de lemn, face legământ cu Asiria și duce un de lemn și în Egipt, de fapt, așa se spune aici, corect, duce un de lemn pentru că și cu Egiptul, care era o altă putere mondială pe vremea asta, el a făcut tratat de pace și contract de pace. Era o chestiune legată de, dacă vreți, tratate diplomatice de astăzi. Se punea în forma asta. Mai spun unul și apoi ne oprim. Tranzacții. Unde lemnul era folosit și ca măsură și ca monedă de schimb. Dăm un text din construcția templului, din 1 Împărați, capitolul 5, versetul 10 și 11. Spune aici, Hiram a dat lui Solomon lemnul de cedre, lemne de cedru și de chiparos, cât a voit. Și Solomon, în schimb, a dat lui Hiram 20.000 de cori de greu, o monedă pe care a dat-o, 20 de cori de un de lemn curat. Și iată ce a dat Solomon în fiecare an lui Hiram. O monedă de schimb. Dar astea sunt contracte. Astea sunt lucruri care s-au folosit folosindu-se un de lemnul. Dar haideți să intrăm în partea de ritual. Când intrăm în partea de ritual și ne dăm seama despre profunzimea care e acolo, de fapt, noi aici începem să ne pregătim cum trebuie să venim să primim ungerea cu un de lemn. Pentru că am văzut că mulți ați ridicat mâna că vreți astăzi să primiți ungerea cu un de lemn. Și noi vrem să primim ungerea cu un de lemn. Haideți să vedem ce spune cuvântul Domnului. Dumnezeu când poruncește ungerea cu un de lemn, El spune în felul următor. Ceea ce ung cu un de lemn este al meu. Își revendică dreptul de proprietate. Ascultați-mă ce vă spun. Noi când cerem de la Dumnezeu putere, când cerem de la Dumnezeu ceva și punem un de lemnul peste persoana respectivă, devine proprietatea lui Dumnezeu. Te-ai gândit la asta? Trebuie să avem foarte mare grijă și ne ducem în cuvântul lui Dumnezeu să dăm tichet biblic, pentru că nu ne putem juca să facem afirmații gratuite. Noi trebuie să explicăm cuvântul cu cuvânt. Așa spune cuvântul Domnului. Lucrurile și oamenii care sunt al lui Dumnezeu pun câteva lucruri înainte și apoi citim cuvântul Domnului. Sunt consacrate să facă slujbă și să aducă glorie lui Dumnezeu. În primul rând, al doilea lucru, au niște reguli pe care trebuie să le respecte. Și al treilea lucru, trebuie să se facă deosebirea între uns și neuns.
Noi trebuie să fim foarte clari și foarte lucizi când vorbim despre ungerea cu un de lemn. Nu putem să vorbim oricum. Ungerea cu un de lemn este ceva special. Așa este să ne ducem puțin. Spune cuvântul Domnului în Exodul, capitolul 40, începând cu versetul 9. Cuvântul Domnului spune așa: să iei un de lemn pentru ungere și să ungi cu el cortul și tot ce cuprinde el. Și să-l sfințești cu toate uneltele lui. Și va fi sfânt. E clar cuvântul? E foarte clar. E foarte limpede. Nu ne putem juca cu ungerea cu un de lemn. Spune mai departe: să ungi altarul pentru arderile de tot și uneltele lui. Și spune să sfințești altarul. Vreau să ne oprim puțin la ultima expresie a acestui verset. Și spune aici cuvântul Domnului: și altarul nu va fi doar sfânt, va fi prea sfânt. Pentru că slujirea, când se face sub ungere sfântă, nu este suficient să fie sfântă. Trebuie să se ridice la un nivel de sfințenie foarte ridicat, prea sfântă. Pentru că acolo trebuie să ajungem cu slujirea noastră. Doamne, ajută-ne să facem asta, să se întâmple asta. Spunea poesia Ilighianu: și să sfințești. Și pe Aron, spune, pe Aron, pe marele preot, versetul 13, 12, și pe fiii lui, la ușa cortului întins, să-i speli cu apă. Revenim imediat. Să îmbraci pe Aron cu veșminte sfinte, să-i iungi, să sfințești, ca să facă slujba de preot. Și să-i iungi cum ai uns pe tatăl lor, ca să-mi facă slujba de preoți în puterea acestei ungeri. Versetul 15. Ei vor avea pururea dreptul preoției printre urmașii lor. Oamenii care sunt unși de Domnul cu un de lemn trebuie să știe că trebuie să aibă, au de-a face cu Dumnezeu. Ei trebuie să știe cu cine au de-a face. Nu ne putem juca. Ungerea este sfântă. Cum este procedura asta a ungerii? Vechi testamentare. Intrăm puțin și în asta. Exodul capitolul 29, versetul 4. Să aduci pe Aron și pe fiii lui la ușa cortului întâlnirii. Ne oprim puțin aici. Adică să iei pe cei pe care îi aduci, pe care îi ungi, și să-i aduci la ușa cortului întâlnirii. Ce era cortul întâlnirii? Poate cineva să spună ce era cortul întâlnirii? Cortul întâlnirii era locul unde se cobora Dumnezeu. Era locul unde Dumnezeu își manifesta prezența. Și-a spus așa: Domnul a zis, vă rog să fiți atenți la cuvântul ăla, să-i aduci. Versetul înainte. Versetul 29, Exodul 29 cu 4. Așa. Să iei pe Aron și pe fiii lui și se aduci la ușa cortului întâlnirii. Îi lipsește un verset din un cuvânt de aici. E foarte important. Când aduci la ușa cortului întâlnirii, nu îl duci, nu îl distanțezi. Adică Domnul era în cort. Și-a spus așa: când vrei să lungi pe Aron, tu trebuie nu să-l duci la distanță. Tu trebuie să-l aduci la ușa cortului întâlnirii. Știți că acolo la cortul întâlnirii se cobora Dumnezeu? Era cortul lui Moise, a fost cortul lui Moise cândva. Și Moise, pentru că avea multe probleme, a luat cortul lui și l-a pus în afara taberei. Și a numit cortul lui cortul întâlnirii. Și acolo spune cuvântul Domnului că se cobora stâlpul de foc și stâlpul de nor. Și ziua și noaptea se vedea prezența Domnului acolo. Și la ușa cortului întâlnirii mergeau mulți ca să rezolve problemele, să le vadă problemele acolo. Și spune că într-o zi Moise l-a luat și pe Iosua. Și s-a dus cu Iosua în cort și Iosua a consemnat, a văzut. Deci Moise vorbea cu Dumnezeu așa cum vorbește un om cu prietenul lui. Adică a venit, era aproape. Și Iosua, când și-a dat seama el că era așa de bine acolo să vorbești cu Dumnezeu și relația era așa de profundă, a spus că Iosua nu mai ieși din cort. Iosua i-a plăcut să rămasă acolo în cort. La cortul întâlnirii oamenii care vin, nu se duc, vin, se întâlnesc cu Dumnezeu, să aduci pe Aron și pe fiii lui la ușa cortului întâlnirii, să-i aduci, să-i apropii.
Pentru că atunci când vrem să ne apropiem de Dumnezeu, să primim ungerea sfântă, noi trebuie să ne apropiem de Domnul. Doamne, ajută-ne la lucrul ăsta. Nu putem să facem ungerea de la distanță. Nu putem să ne permitem să scoatem un de lemn și să punem pe bolnav și să n-aibă nimic treabă cu cortul. Să n-aibă nimic treabă cu Dumnezeu. Să n-aibă nimic treabă cu închinarea. Să n-aibă treabă cu sfințenia. Să n-aibă nimic. Nu! Oamenii care sunt unși cu un de lemn, ei trebuie să-i aduci la cortul. Să-i pun, să-i puși spre cortul întâlnirii. Doamne, ajută-ne la lucrul ăsta. Spune mai departe o următoare expresie din versetul acesta. Să-i speli cu apă. Dar de ce? Semnul curăției în perioada aceea era să-i speli cu apă. Este vreunul printre voi bolnav? Să cheme pe presbiterii bisericii să se roage pentru el după ce vor unge cu un de lemn. Rugăciunea făcută pentru cu credință va mântui pe cel bolnav și Domnul va însănătoși. Dacă a făcut păcate, vor fi iertate, mărturisiți-vă. În cortul întâlnirii nu poți să intri oricum. În cortul întâlnirii și în relație cu Dumnezeu și în relație cu ungerea, trebuie să intri curat. Și trebuie să intrăm curat. Sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. Lăudați să fie numele Domnului. Vrem în această zi Iisus Hristos să ne curățească pe toți. Să ne curețe, pentru că suntem la ușa cortului. Sunteți la ușa cortului întâlnirii? Ați venit aici și simțiți prezența Domnului? Vreți să intrați să primiți ungerea? Spălați-vă. Este simplu. Nu-i vorba de duș aici. Nu-i vorba de parfum aici. Nu-i vorba de haine noi. Nu-i vorba aici. Aici e vorba de o sfințenie pe care trebuie să o obținem în relația noastră cu Dumnezeu. Să fim curați. Și spune mai departe. Să iei un de lemnul pentru ungere și să îl ton pe cap și să lungi. Așa spune cuvântul Domnului. Din un de lemnul ăsta să-l ungi. Acum eu vreau să pun câteva întrebări. Ca să știm unde trebuie să ne mărturisim păcatele. Pentru că nu putem să facem ungere cu un de lemn fără să ne mărturisim păcatele. Noi trebuie să ne mărturisim păcatele. Și întrebările pe care le voi pune astăzi când voi vorbi, nu știu cât voi vorbi, le voi pune în sensul ca să ne lumineze Dumnezeu mintea, să realizăm ce trebuie să mărturisim înaintea lui Dumnezeu. Și pun o întrebare. Se poate un lucru care a fost destinat lui Dumnezeu prin jurământ, prin faptul că a fost adus aici la biserică, prin faptul că a fost dedicat slujirii, să fie folosit și în altă parte? Se poate? Eu pun o întrebare. Stația asta de aici. Poate să vină cineva să închirieze stația asta să fie folosită în altă parte decât la biserică? Nu. Lucrurile care sunt închinate lui Dumnezeu sunt lucruri sfinte. Și nu mai avem voie să le scoatem afară, trebuie să ne pocăim de asta. Și ce am învățat noi? În străinătate am găsit săli de biserică închiriate pentru dansuri. Am găsit locuri unde Moody a predicat și Wesley a predicat în Anglia și în Irlanda, biserici metodiste care cândva erau arhipline și oamenii veneau acolo și se mântuiau. Astăzi sunt săli de spectacol și de gimnastică. Și merg oamenii și era o biserică de frați. S-au dus acolo să închirieze sala și au spus, dați-ne sala să avem și noi slujbă duminica, că erau veniți din România și n-aveau unde să se ducă. I-au băgat în sala de sport. Țineau sala închisă și i-au băgat în sala de sport. Și când veneau cei care trebuia să aibă acolo activități, îi scotea afară. Dragii mei, este un mare păcat. Și din cauza asta Dumnezeu nu poate să lucreze. Lucrurile lui Dumnezeu sunt lucruri sfinte. Și ele trebuie să rămână sfințite. Noi nu trebuie să le idolatrizăm, dar trebuie să le considerăm că sunt date lui Dumnezeu. Și Dumnezeu prin asta se folosește. Zice, Doamne, ajută-ne la lucrul ăsta. Mai pun o întrebare. Pot oamenii care au fost, și nu vreau să-mi răspundeți la întrebarea asta, vreau să vă gândiți bine, care au fost dedicați lui Dumnezeu prin ungere sfântă să mai facă și alte activități,
decât activitățile de slujire? Ascultați-mă bine ce vă spun. E grea întrebarea asta. Orice răspuns dați vă costă. Pentru că noi nu putem să aducem Domnului o jertfă care să nu ne coste. Seminția lui Levi a fost pusă deoparte pentru slujire. Le-a dat terenuri, cetăți, le-a dat ceva la ăștia? Nimic. Ce le-a dat? Slujirea. Oamenii care sunt consacrați de Dumnezeu ca să slujească cortului și lui Dumnezeu, ăștia acolo trebuie să rămână. Nu știu că ziceți voi amen și că sunteți de acord. Dar aș vrea să ridic amândouă mâinile. Pentru că știu ce înseamnă asta. Dumnezeu să vă binecuvinteze să înțelegeți. E o temă de casă pentru voi. Ce se întâmplă cu oamenii care sunt consacrați și sunt unși? O să spunem câteva lucruri din Vechiul Testament și după intrăm în Noul Testament. Pentru că vreau să ajung la ungerea pentru vindecare. Oamenii care sunt unși și persoanele care sunt unși se primesc anumite prerogative. Primul prerogativ pe care îl primesc, ei vor deveni slujitori a lui Dumnezeu. Oameni buni, în momentul în care ai venit să ți se facă ungerea cu un de lemn, din momentul ăla tu ești un slujitor al lui Dumnezeu, fie că vrei, fie că nu vrei. Fie că ești conștient, fie că nu ești conștient. Și Dumnezeu te va trata ca atare. Pentru că prin însuși fapt, nu uleiul e important. Nu. În Vechiul Testament era. Nu locul e important. În Vechiul Testament era. În Noul Testament, o să vorbim despre asta probabil imediat, este importantă acțiunea. Eu am venit și m-am dat lui Dumnezeu ca Dumnezeu să facă ce vrea cu mine. Și dacă Dumnezeu m-a primit, pus ungerea peste mine, și din momentul ăla devin proprietatea lui Dumnezeu și slujitorul lui Dumnezeu. Mulți nu primesc mai departe lucrurile pentru că ei se blochează. Ce-a spus fratele? Vin să facă ungerea cu un dilem să văd ca mai apoi să mă uit eu la ce-mi place mie. Vin să facă ungerea cu un de lemn să mă vindec de durere de stomac, ca mai apoi să mănânc și să fac ce vreau eu. Și uit că trebuie să postesc. Vin să mi se facă ungerea cu un de lemn să mă vindec și apoi când avea eu vreo 80 de ani mă voi veni la biserică și mă voi pocăi și mă voi boteza să ajung și eu în cer cu ceilalți. Nu! Oamenii care sunt unși de Domnul cu un de lemn devin slujitorii lui Dumnezeu. Dacă nu te vindecă Domnul, una dintre probleme e faptul ăsta. Sunt mai multe, dar una poate fi asta. Nu sunt dispus să-mi pun viața la dispoziția lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute. Și știți cât ne pisează Dumnezeu? Până când noi ajungem la nivelul ăla să ne punem viața în mâna Domnului și ființa în mâna Domnului. Doamne ajută-ne la lucrul ăsta. Am un prieten bolnav. Când am început facultatea cu el, facultatea, în urmă cu mulți ani, medicii au spus: tinere, nu mai duci. Omul a înțeles. A venit la biserică și s-a făcut ungere cu un de lemn. Slujește Domnului astăzi, e slujitor ordinat. Și ce-l ține în viață? Faptul că s-a lăsat în slujba lui Dumnezeu. Medicii l-au pensionat la un moment dat. Au zis, nu mai te duci la lucru. E bolnav, omul e bolnav. Trebuie să simte bine. Analizele e rău, grozav. Dar el se duce la muncă. Și muncește ca și oricare alt om. Ține familie, ține copii, mai are și alte lucruri în biserică care le face. Pentru că mâna Domnului este peste el. Când l-a uns cu un de lemn și-o preda viața în mâna Domnului, devine slujitor a Domnului. Asta te ține în viață. Mama mea e bolnavă de cancer din 2009. Câți ani sunt din 2009? 15 ani.
Cât trăiește un om bolnav de cancer? Hai să dăm 5-6 ani, 15 ani. Femeie născută din 51, 74-73 de ani anul ăsta. Dumnezeu o ține în viață. Pentru că atunci când a fost unsă cu un de lemn, i-a și-o dat viața în mâna Domnului. Și știi ce face? Nu face o slujbă mare. Se roagă în fiecare zi pentru unul din copiii ei care slujește Domnului. Face o slujbă. Dumnezeu lucrează. Slăviți să fie Domnul. Ăsta e Dumnezeu. Ce poate fi mai frumos ca asta? Să vezi oamenii care au fost unși cu un de lemn și Dumnezeu îi ține în viață. Fica mea cea mai mare s-a căsătorit în 2022. S-a născut într-o situație foarte grea. Au avut probleme foarte mari de sănătate. Dacă o singură adieră rece venea peste ea, făcea broșită spastică. Într-o zi, am chemat un slujitor a Domnului și am spus, pun fetița asta în mâna Domnului, să-i facă ungere cu un de lemn și Dumnezeu să decide ce va fi. Grea decizie. Să te uiți ca tată la un copil care o lună de zile a luat antibiotice injectabile. Daria. Estera, cred că o știe pe Daria. Așa. Fata asta, antibiotice, o lună de zile. După o lună de zile, din nou broșită spastică. Chema slujitor. Nu, vine să faceți ungere cu un de lemn. Astăzi este căsătorită cu casa ei, cu familia ei. Pentru că Dumnezeu lucrează. Am pus-o în mâna Domnului și a devenit slujitorul Domnului. Și ea slujește. Și în felul ăsta Dumnezeu ne cheamă să slujim. Vreți să ne pocăim în felul ăsta? Vreți să lăsăm pe Dumnezeu să lucreze? Dacă vreți ca Dumnezeu să lucreze, noi trebuie să fim primii cu care lucrează Dumnezeu. Primii cu care lucrează Dumnezeu trebuie să fim noi. După aia restul. Că nu venim noi să facem ungerea ca să ne vadă alții. Nu venim noi să facem ungerea ca să beneficieze alții. Eu mă duc ca să beneficiez eu. Și dacă pe Domnul costă cuvântul ăla de vindecare și de a ține de în viață, pe tine trebuie să te coste toată viața. Pentru că viața nu este a noastră și este a lui Dumnezeu. Slăviți să fie numele Domnului. Ce vor face apoi cei care sunt unși cu un de lemn? Folosesc darurile spirituale pe care Dumnezeu li le dă. Când Dumnezeu unge pe cineva cu un de lemn, nu numai că devine un slujitor obișnuit, este o persoană care folosește darurile spirituale. În Vechiul Testament, prorocii erau unși. Hai să citim, dăm ticket. 1 Împărați, capitolul 19, versetul 16. Să ungi pe Iehu, fiul lui Nimshi, ca împărat al lui Israel, și pe Elisei, fiul lui Șafat, din Abel Menoa, ca proroc în locul tău. Păi Dumnezeu când te unge cu un de lemn, păi îți dă daruri. Și aici vorbim despre două daruri. Unul dintre darurile pe care le dă Dumnezeu îs darurile supranaturale prin care Dumnezeu ne încunoștințează de anumite lucruri și ne dă călăuzire divină ca la profeți. Eu vreau astăzi, când facem ungerea cu un de lemn la cei bolnavi, Dumnezeu să ia în mâna Lui și să-i folosească în puterea darurilor spirituale care vin de la Dumnezeu. Că Dumnezeu dă daruri în biserică și astea vin prin ungere. În Noul Testament, ungerea cine o face? Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care dă daruri în biserică. Și vrem ca Duhul Sfânt să se reverse peste noi și să lase daruri în biserică, pentru că e nevoie. E nevoie. Știți care mărturisiri sunt cele mai puternice? Acelor care au fost vindecați. Știți care mărturisiri sunt cele mai puternice? Acelor care au fost eliberați. Știți care mărturisiri sunt cele mai puternice? Acelor care au fost cel mai mult iertați. Ăia când vorbesc despre iertare, se tăvălesc pe jos de plâns. Și proclamă puterea lui Dumnezeu. Noi vrem ca Dumnezeu să lase daruri în biserică și să lucreze prin ungere divină în forma asta. Dumnezeu face lideri prin ungere.
În Vechiul Testament, Samuel a luat sticluța cu un de lemn și l-a uns pe Saul, împărat. Primul împărat al lui Israel a fost Saul. Apoi l-a uns pe David. Apoi Solomon a fost uns. Apoi Iehu a fost uns și alți împărați. A fost uns de Domnul ca să fie împărați. Spuneți-mi, după ce au fost unși oamenii ăștia, ce s-au declanșat în Israel? Ceartă? Concurență? Necazuri? Nu. S-au declanșat bucurie. S-au strâns poporul și s-au bucurat. Domnul uns, Domnul ne-a dat împărat, Domnul făcut. Să facă Domnul ca prin ungere divină Dumnezeu să scoată căpetenie. Și căpeteniile acestea care sunt unse de Domnul să aducă bucurie în popor. Fac o paranteză. Nu vă lăsați luați de valul ăsta care vin cu alegeri. Să alegem, să dăm pe unul jos, să punem pe altul sus. Nu! Dacă vreți să alegeți, alegeți numai ca să ridicați și căutați pe oamenii care au ungere divină. Pentru că sunt păcate prin care Dumnezeu pedepsește poporul și pedepsește biserici și societăți întregi. Datorită faptului că dau din coate, că se luptă între ei, se ceartă între ei. Și din cauza asta, voi și noi luăm cina Domnului în chip nevrednic. Și cuvântul Domnului ne spune că din cauza asta sunt între noi mulți bolnavi. Sunt mulți neputincioși. Nu mai pot să se ridice să facă slujbă. Și nu puțin ce fac? Dorm. Dar așa nu dorm așa că vin și să culcă în biserică. Nu din cauza asta dorm. Ei dorm liniștiți acasă, s-au săturat, m-am obosit să mă mai duc la biserică, m-am obosit să fac asta, m-am obosit. Astea sunt păcate care trebuie să le mărturisim. Este o descoperire ce am spus acum. Nu știu ce este în inima voastră, dar acum m-am lăsat inspirat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și cred că Dumnezeu vrea să facă în așa fel încât să vă curețe la ușa cortului întâlnirii ca să primiți ungere divină. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta! Mai spun încă un lucru sau doi și apoi facem rugăciune. Intrăm puțin în Noul Testament. Să vorbim puțin despre călăuzire. Oamenii care sunt călăuziți de Dumnezeu în urma ungerii cu un de lemn, oamenii ăștia nu iau decizii pripite. Am înțeles că sunt unii oameni și am întâlnit care după ce au fost unși sau s-au dus la biserică, au spus, noi nu ne mai luăm tratamentul. Ungerea Noului Testament, eu îți intru foarte scurt și o să vă dau câteva referințe și mergem mai departe, era făcută ca un tratament peste care se chema binecuvântarea și puterea lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte de samariteanul milos care l-a găsit pe la bătut de tâlhare? Ce i-a pus pe răni? Un de lemn și vin. Dar de ce? Vă spun de ce. Un de lemn se punea pe umflături, pe arsuri, ca să se înmoie pielea, să se vindece. Și vinul era un dezinfectat, era un oțet. El dezinfecta. Și i-a pus și alifie și dezinfectant. Și l-a dus la un azil acolo. Și l-a pus acolo și a spus, stai acolo, când mă întorc, eu plătesc tot ce trebuie pentru tine. Dar pe ucenicii i-a trimis Domnul și a zis, merge și ungeți cu un de lemn pe bolnavi și vindecați-i. Avea vreunul dintre ei darul vindecărilor? Era coborât Duhul Sfânt? Nu! Tocmai din cauza asta i-o trimis. O spus să intrați în case, pentru că e criză de leacuri. Și voi propovăduiți Evanghelia, folosiți lucrul ăsta și ungeți pe bolnavi cu un de lemn. Și bolnavii, un de lemn, nu ăla, bolnavii săraci, îi vor alina durerile. Și îi vor simți că sunteți aproape de ei și atunci puteți să propovăduiți Evanghelia. Și în felul ăsta bolnavii să și vindecă, că ei să alină durerile și voi le puneți leacurile și vorbiți Evanghelia. În Iacov lucrurile se schimbă puțin, dar acolo lucrurile erau la început. Dar auziți aici, noi după ce am primit de la Dumnezeu învățătura pentru ungerea divină, noi trebuie să schimbăm lucrurile.
Pentru că ungerea divină o facem după ce bolnavul își primește întreținerea medicală, noi punem untdelenul lui Dumnezeu peste ei. Și ascultați cum spune Ioan. Hai să citim. Ioan capitolul 2, 1 Ioan capitolul 2, versetul 20. Spune așa: dar voi ați primit ungerea din partea celui sfânt și acum știți orice lucru. Îți limpezi lucrurile până aici? Hai să mergem mai departe, versetul 27. Cât despre voi, ungerea pe care ați primit-o de la voi, de la El, rămâne în voi. Și acum nu mai aveți trebuință să vă învețe cineva, ci după cum ungerea Lui vă învață despre toate lucrurile. Și ascultați ce spune aici Ioan, un cuvânt tare. Spune: și este adevărată și nu este o minciună. Ungerea cu untdelemn nu e ceva fals, nu e ceva ce stoarce lacrimi, nu e un show, nu e un teatru, nu e un spectacol. Este ungerea care am primit-o de la El. E adevărată și nu-i minciună. Rămâneți în El. După cum v-a învățat ea. Auziți? Ungerea ne învață cum trebuie să rămânem noi în Domnul. Doamne, ajută-ne să rămânem în ungerea divină. Îi tare nevoie să învățăm lucrul acesta. Noi când rămânem în ungerea divină, aș vrea să punctez și lucrul acesta. Când rămânem în ungerea divină, noi, ceea ce facem noi, noi scoatem în evidență pe Domnul. Modelul unsului, spun asta și după aia încă un lucru și ne rugăm. Modelul unsului este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. El este Cel care a fost uns. Cum avea El numele? Mesia, unsul. O spus, noi am găsit pe Cel care se cheamă Mesia. Am găsit pe unsul lui Dumnezeu. Și auziți cum spune El. Luca capitolul 4 cu versetul 18. Duhul Domnului este peste mine. De ce? Pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia. Să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită. Să dezleg pe aia care sunt legați în războaie, care au păcate grele, care sunt apăsați, împrinși de război. M-a trimis să-i tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită. Să promovez robilor de război slobozirea, orbilor căpătarea vederii și să dau drumul celor apăsați. Așa trebuie să fie ungerea. Cel care face ungerea trebuie să facă lucrurile astea, să ajungem la lucrurile acestea. Dar spuneți-mi dumneavoastră, cei care își dau capul cu untdelemn, cum a spus Domnul Iisus Hristos în ziua cum postesc, ăștia sunt liberi? Nu, nu e vorba aici de cosmetizare. E vorba de fățărnicie. Noi trebuie să fim tare sinceri înaintea lui Dumnezeu. Când ne ducem înaintea lui Dumnezeu, noi trebuie să fim noi înșine. Noi ăștia suntem. Doamne, eu am păcătuit. Știți că cea mai grea rugăciune e rugăciunea de mărturisire? Le spuneam în urmă cu, cred că o săptămână, într-o biserică la frați, că eu lucrez în construcție. Și le spuneam la frați că cea mai urâtă sculă, instrument de lucru, nu știu cum, utilaj de lucru pe care este în șantier, e picamărul. Măi, când pornește picamărul, toată lumea fuge de acolo. Nimeni nu vrea să lucreze cu picamărul. Picamărul e cel mai urât. Sună ăsta. Dar face prima treabă care trebuie făcută în construcție. Știți ce face picamărul? Ca să poți să construiești ceva bun și nou, trebuie să dai tot jos ce-i vechi. Ei, știți ce vreau să vă spun? Cea mai puternică rugăciune e rugăciunea de mărturisire. Ca să vreți să construiești ceva, trebuie să luați picamărul. O spus Isaia. Nu mâna Domnului este prea scurtă, ci păcatele noastre pun un zid de despărțire între noi și Dumnezeu. Păi e nevoie de picamăr. Să luăm picamărul, să spargem zidul, ca să vină mâna Domnului să lucreze. Și acum,
este cineva printre voi bolnav, să cheme pe prezbiterii bisericii să se roage pentru el. Prima dată care trebuie să, primul lucru care trebuie să-l facă este să-și mărturisească păcatul. Vreau să vă întreb, credeți că e bine să intrăm într-o rugăciune de mărturisire? Eu nu vreau să intru în viața voastră. Nu vreau. Dar vreau să vă spun că totul depinde de rugăciunea de mărturisire. Cum îi facem calea liberă la Domnul, așa Domnul va lucra astăzi în biserică. Apoi credem și lăsăm pe Dumnezeu să lucreze. Ne dăm în mâna Domnului, suntem proprietatea Domnului. Și facă Domnul ce o vrea cu noi. Vrea slujitori din noi să ne vindece. Vrea să ne ducă în cer, să ne ducă acasă. Vrea să te dea daruri, să ne dea daruri. Vrea să ne ridice, să ne ridice. Vrea să ne elibereze, să ne elibereze. Noi suntem aici la ungere cu un de lemn. Și credem că nu uleiul este cel care vindecă. Nu slujitorul este cel care vindecă. Nu concepțiile noastre sunt cele care vindecă, ci Dumnezeu din ceruri este cel care dă vindecarea. Credeți că Domnul dă vindecarea astăzi? Slăviți să fie Domnul. Vreți să ne rugăm? Hai să ne ridicăm cu toți în picioare. Ar vrea să spun ceva. Nu ieșim la ungere până nu am dat cu picamărul tot jos. Dăm jos tot. Dacă trebuie să ne tăvălim pe jos, să ne plângem păcatul și dacă ne prinde dimineața aici, nu-i nicio problemă. Stăm aici în biserică, dar demolăm tot. Pentru că vrem ca de aici la biserică să plecăm alți oameni. Să plecăm oameni care sunt unși de Domnul cu un de lemn. Doamne ajută-ne la lucrul ăsta. Hai să ne rugăm.